Deținutul care a evadat din arestul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj în data de 14 august a fost prins aseară în localitatea Florești din Cluj, la 3 zile după ce a părăsit centrul de reținere și arestare preventivă. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbatului. Deținutul evadat în vârstă de 45 de ani a fost găsit marți seara în jurul orei 22, în timp ce se plimba în localitatea Florești din județul Cluj. În urma activităților specifice și a verificărilor efectuate, polițiștii clujeni, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Operațiuni Speciale Cluj, l-au depistat pe bărbatul care, la data de 14 august, a evadat din centrul de reținere și arestare preventivă a unității. Astfel, la data de 16 august, în jurul orei 22, bărbatul în vârstă de 45 de ani din județul Covasna a fost depistat în timp ce se deplasa pe strada cetății din localitatea Florești, județul Cluj, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj pentru Ager Press. În zilele care au urmat evadării, poliția a organizat filtre la toate ieșirile din municipiul Cluj-Napoca, precum și în alte zone din județ. Bărbatul ar fi evadat în timp ce își făcea plimbarea în curtea interioară a arestului de la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, unde fusese arestat preventiv fiind bănuit de furturi din locuințe. În continuare, sub coordonarea unității de parchet, cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbatului.